Așa stai, e mișto de totul. E de la Kat Von D. Kat Von D. Și mi-am luat 3 din firma asta. Unul roșu, ăsta mai movaliu așa, și unul nude. Sunt super, dar pe mine mă cam enervează că s-au usucat așa pe buzice. Și fiindcă mi-am luat și două de la Chanel, care sunt de nu se poate, dar sunt alea duble, care pe partea are luciul ăla transparent. Mi-am pus peste ăsta luciul ăla transparent, așa să fiu mai moale la pupici. Când îl pupă Mateo, se nu le zgârii cu buzile, îi pupă așa. Mati? Să fiu mai moale la pupaturi. Da. Ai, mă, Mateo, ți-a dat ăștia să faci lecții pentru mâine? Da. Multe? Da. O, mă, că ai ciogulița lui, de băia frumos. Ce lecții ai făcut astăzi? Italiană? Literatură? Și pe urmă? Matematică. Îți place? Ai făcut geometrie sau aritmetică? Aritmetică. Ce ai împărat din nou oggi? Avete fatto le operazioni. Senti un po', mamma, com'è la prof di matematica? Brava. È più brava di quella dell'anno scorso? No, non è vero. Si, dopo aia che materia hai mai fatto? Inglese. Inglese. Ci hai imparato la inglese? Abbiamo letto. Has citit. Ci has citit. O lecție, ok. Despre ce vorbea lecția, e? De încălzit și da, de climă. Ia uitați, mă, ce avem noi aici mare. Aici este Mati. Salută, Mateo. Pa. Pa, bună. Și aici este mare de la Anzio. Iată așa frumos e voița. Și e un nor pe parte și soare pe cealaltă. Și am ieșit să-l ia pe Mateo. Și vrem să ne ducem să luăm și părăsărea, să-i facem o surpriză, că ea vine de obicei pe jos. Și cu Mateo am zis, haide să mergem să prindem niște Pokémon. Că aici la Anzio, în centru, sunt o grămadă Pokémon din aia rari. Uite, ce frumos este. Lasiamo la camera così, almeno vedono fuori. Guarda, si vedete fuori. Și ce le mai povestim noi la oamenii ăștia, Mate? E uite ce negru e în partea aia. Ajutor! Mateo și-a cumpărat un nou joc pentru Nintendo 3DS. Cum îl cheamă Mateo pe jocul ăla? Yokai World. Yokai? Watch. 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 Si, si, lor, ceas. Yokai Watch. Și așteaptă cu nerăbdare să iasă Dragon Ball Xenoverse 2. Corect, Mati? Exact. E corect așa? 2. Da. Xenoverse 2. Și stai copii de la școală. Și soarele te sparge. Cu toți ochelarii mei nu reușesc să mă uit în față. Nu știu cum o să ajung acasă. Am fost până aici la Neptuno, că noi avem Anțiu și Neptuno sunt două orășele unul lângă altul. Am dus să borosesc la în centru, că se vedea cu gagicuțul ei. Și acum trebuie să mă duc să fac niște copii pe niște chestii de-a lui Mateo de la școală. Hai că am luat-o pe strada asta de mai grob. Mă gândeam așa,
gândeam la relațiile astea între băieți și fete. Mă gândeam că mă uit la Rusela și e așa de îndrăgostită și vrea mereu să stea cu prietenul ei. Cum o să merg eu așa până acasă? Am alți ochelari și ăștia nu prea. Bag așa bă. Și mă gândeam așa la toată viața mea cu gagicii, cu prietenii care i-am avut. Că la 16 ani te gândești, gata, ăsta o să fie pentru toată viața mea. Dar nu e mereu așa. Și pe de o parte eu cred că e mai bine să nu ai un singur prieten. Pentru că e bine înainte să te căsătorești să ai totuși experiența ta, să cunoști persoane, să cunoști feluri de a gândi. Persoanele, nu e o problemă de sex sau de așa ceva, nu, absolut, nu mă refer la asta, trebuie să ai multe relații sexuale, absolut nu. Mă refer la modul de a gândi, a cunoaște persoane ca să vezi și tu cum merge lumea asta, cum, de cine să ai încredere, în cine să nu ai încredere. Pentru că dacă îl iei pe primul care îl vezi sau pe prima pe care o vezi, pe primul prost, cum se spunea pe timpurile noastre, l-ai luat pe primul prost care l-ai întâlnit. Se întâmplă în cele mai multe cazuri, mai ales acum în societatea asta de astăzi. Societatea de astăzi nu mai este cum era odată. Avem mai multe distracții, mai multă tehnologie, mai multă femeia și-a luat independența și bine că s-a întâmplat. În sfârșit, aleluia, zic și eu, în sfârșit femeia a pus piciorul în prag și a spus gata, nu mai vreau să fiu bătută, nu mai vreau să fiu muncită ca o sclavă și să slugăresc la casa bărbatului și nu știam altceva decât să ne bată. Eu țin minte când eram copil, atâta bătaie am văzut că mi-e scârbă, mi-e silă de atâta. Numai când mă gândesc mi se scoală părul pe mine. Și vreau să spun la femeile alea care încă suport așa ceva, fetelor, nu sunteți mai jos ca nimeni. Sunteți niște persoane minunate. Sunteți ca orice ființă după pământul ăsta. Nu lăsați pe nimeni să vă calce în picioare. Nu lăsați pe nimeni să-și bată joc de voi. Nu lăsați pe nimeni să ridice mâna asupra voastră. La prima palmă, că eu am o fată și numai să mă gândesc că vreunul poate să-i dea vreo palmă copilului meu, care eu în viața mea nu i-am dat o palmă. Numai să mă gândesc la așa ceva, îmi vine să mor. Nu vă lăsați subjugate în momentul în care va da prima palmă. Prima! Nu a doua, nu a zecea, nu al zecelea pumn. Prima palmă. În momentul în care suportați o violență psihologică, chiar și fără bătaie, luați-vă genduța și duceți-vă la mama voastră. Dacă nu aveți pe mama voastră, plecați din casa aia. Căutați-vă o casă cu chirie. Găsiți-vă un serviciu. Cereți ajutor dacă sunteți. Ați ajuns să nu puteți să vă menține singure. Plecați din casa aia. Nu lăsați pe nimeni să devină patronul vostru. Că voi sunteți ființe omenești exact ca și orice alt fel de om pe pământul ăsta. Nu lăsați pe nimeni să-și bată joc de voi. Mă agit pentru că
Nu, nu, nu pot să suport așa ceva. E ceva care nu este, nu trebuie să existe așa ceva. Nu trebuie să existe să punem mâna asupra copiilor, să punem mâna asupra bolnavilor, să punem asupra bărbaților, asupra femei. Violența nu trebuie să existe în nicio formă, în nicio formă. Las că am ajuns aici să-mi fac copile și mai vorbim după aia. Și să ne întoarcem la discursul nostru. Vă spuneam, fetelor, nu lăsați pe nimeni să pună mâna pe voi, că omul ăla nu o să se schimbe niciodată. Cereți ajutor. Nu aveți unde să vă duceți. Cereți ajutor. Duceți-vă la poliție. Nu cred eu că în România nu există centru de ajutor pentru femeile maltratate. Trebuie să existe absolut. Aveți, plecați de acolo, nu lăsați pe nimeni, pe nimeni, pentru că din momentul în care v-a dat o palmă, nici nu mai zic un pum, în momentul în care v-a dat o palmă și l-ați iertat, va veni și a doua, și al treia, și va veni și pumnul, și va veni și sângele, și va veni și moartea. Și pentru ce? Pentru un nenorocit? Că, vezi, Doamne, îl iubești? Iubește-te mai întâi pe tine. Eu zic întotdeauna, eu, Janina, chiar așa cum sunt eu, cu defectele mele, cu cât sunt eu de nebună, de... Nu aplec niciodată capul jos la nimic. Chiar dacă, uite, aici suntem în străinătate și mulți italieni ne arată cu degetul că româncele sunt curve, că le-am furat bărbații, că furăm, că omorâm, că violăm. Noi numai așa suntem cunoscuți aici. Eu, chiar dacă mi-am făcut o poziție foarte bună aici în Italia, sunt într-un spital, mă cunoaște o grămadă lume, mă respectă o grămadă lume, dar o să fiu văzut întotdeauna, puteam să fiu și președintele Republicii, o să mă vadă întotdeauna lumea ca o româncă, nu o să mă... O să aibă întotdeauna chestia aia, un pic de rasism, e rumena. Dar cu toate astea, Janina, românca asta care vine de la, dintr-o țară care ei zice că suntem curve și hoți, nu lasă capul jos, pentru că eu am avut educație. Am avut niște părinți care m-au învățat ce e respectul pentru cine e în fața noastră. Eu n-am furat în viața mea un leu. Sau poate când eram mică. I-am luat, am văzut, aveam 4 ani. Și am văzut la mătușii mea și am văzut lățișorul ăsta de aur frumos rău. Și l-am luat și l-am băgat în buzunar. Stai că o dat într-altă, pentru că mi-aduc aminte. Și pentru că mi-a rămas impresă, așa, ca să vă dați seama de educația care totuși noi o primim. Am băgat în buzunar lănțișorul ăsta și a doua zi m-am dus cu mare lanț de aur la grădiniță. Și când a venit mama să mă ia, că nu era ca pe timpurile astea acum cu telefoane, cu mobile, cu chestii, când a venit mama să mă ia, de fapt, învățătoarea m-a văzut cu lanțul și mi l-a luat de la gât. Și când a venit mama să mă ia de la școală, asta i-a spus: doamna Eugenia, cum o trimiteți pe fata dumneavoastră, dite mai lanțul de aur la gât? Și mama i-a spus: care doamnă lanț? Ce, uitați ăsta, mare medalion atâta. Și mama l-a recunoscut că era lui sorsa. A luat lanțul, m-a dus acasă, mi-a scris un mare carton și mi l-a legat de gât și m-a scos pe stradă și mi-a scris pe cartonul ăla: sunt o furăcioasă.
Și m-a plimbat pe toată strada și dacă nu plângeam și spunea, mamă, mi-a te rog frumos, băi, fac. Vă gândiți, băi, că aveam 4 ani și eu și acum ți-o minte. Și din momentul ăla, Janina nu a mai pus mâna nici în casă, la mine, pe un ac. Da, păi în casă la alții. Dar nu asta e important. Important e să fii om, independent de unde vii. Din România, din Albania, din orice țară. Nu trebuie să existe hotarele astea între noi. Trebuie să fii om, să nu pui mâna să furi, să nu minți. Și nu iau chestii de religie, pentru că eu nu sunt religioasă. Am credul meu acolo, dar nu mă duc la biserică duminica. Să nu minți, să nu furi. Și cea mai mare chestie care face din tine un om e să nu dai nimeni, niciodată, nici într-un animal, nici într-un, în nimeni, în nimeni. Aia face dintr-un om un om. Fetelor, am dat o razna, am luat-o, vroiam să vorbim așa, de spărțirile astea, de băieții ăștia care, totuși, eu cred că e, după experiența mea, fiecare face cum cred. E mult mai bine când ești adolescent să ai mai multe experiențe de cunoștințe de persoane. Adică să ieși cu prieteni, cu prietene, să ai gașca ta, să totuși să cunoști și alte persoane ca să îți faci tu o idee așa personală și mentală. Despre cum sare părul mai lung ca mine. Despre cum merge lumea. Ca să fii pregătită la când o fi mare, când o fi mai în lume așa. Pentru că am văzut multe copii care s-au luat de mici copii și la un moment dat s-au săturat. Pentru că n-au avut chestia de experiență în viață. Că li s-a săturat de aceeași ciorbă în fiecare zi și n-au știut să aprecieze. Eu cred că omul vrea mereu mai mult. Femeia, omul, vrea întotdeauna ceva care nu poate să aibă. Și îl cere la alții. Eu am mai învățat în viața asta care m-a făcut pe mine așa să trec prin multe și am trecut într-adevăr prin multe. M-a învățat să nu las capul jos, dar nici să mă mahalăgesc, să mă cer toată ziua. Să încerc să fac un cuvânt mai puțin decât altul. Să nu fiu eu mai tare, că vezi, Doamne, mă sunt mai tare în gură eu și am eu dreptate mereu. Să mai ascult și altul ce are de spus. Să fim mai buni și între noi, așa. Când noi femeile sau cerem, măi, bărbate, tu nu mai ești cum erai odată. E normal că nu mai, dar nici tu nu mai ești cum erai odată. La început. Pentru că la început suntem toți concentrați să ne cucerim unul pe altul și arătăm așa la toți ce avem noi mai bun și mai frumos. Și după aia, încet, încet, așa, avem în chestia asta de te-am cucerit, gata, acum trebuie să mă concentrez și pe viața mea și pe viața noastră și pe servici și pe hobby și pe toate chestiile astea. Dar asta nu înseamnă că nu mai iubim. Din contră, iubirea se transformează. Și în loc să cerem întotdeauna, vreau mai mult, vreau mai mult, dați și voi ceva mai mult. Eu cred că nu există pe pământul ăsta o persoană care, dacă primește multă dragoste și gentil și, cum să spune, bunătate, nu dă și el la rândul lui. Bine, când se termină dragostea, se termină, dar înainte să termine trebuie să ne facem un examen așa de conștiință și să ne întrebăm, dar noi
Mai suntem cum eram odată, ne machiem, ne aranjăm, suntem dulci și așa plăcute cum eram odată. Nu, nu ne gândim numai la faptul cum celălalt nu mai este, dar și cum nu mai suntem noi. Am ajuns la căsică, vă pupăcesc, astăzi am avut chef de vorbă cu voi, mă duc să fac lecțiile cu Mateo. Și ne vedem la următorul video. Ciao!